Colegii din staful tehnic, conducerea clubului și jucătorii au fost complici la surpriza pregătită astăzi de antrenorului FC Buzău. Cristi Pustai a primit un tort personalizat și mai multe cadouri, printre care și un manual de matematică. Profesorul a fost felicitat pentru parcursul excelent al echipei locale, atât în cupă cât și în campionat, dar și pentru atmosfera excelentă pe care a avut grijă să o cultive în lotul buzoian. Încă o dată îmi dau seama că am făcut o alegere nu bună, ci excelentă. Am devenit și prieteni, sau așa îmi place să cred că am devenit și prieteni. Și vă mulțumesc și în numele celor care ne ajută, nu numai campus, este și Consiliul Județean și Primăria Buzău, pentru faptul că ne-ați făcut să trăim niște momente care nu s-au mai trăit la Buzău până acum. Pustai a rămas realist în ciuda atmosferei festive de după antrenament. Profesorul a declarat că FC Buzău se află abia la jumătatea drumului. Tehnicianul ardelean a promis însă că microbiștii buzoieni vor avea curând motive să sărbătorească, făcând referire la o foarte probabilă calificare în play-off a trupei locale. Nici măcar la jumătatea sezonului regular nu suntem, așa că drumul încă e lung. Ar fi bine să rămânem pe drumul ăsta, să nu ne abatem și când se trage linie să ne bucurăm. Vă mulțumesc! Da. Cât despre aniversările petrecute în cantonamente, profesorul se consideră norocos, având în vedere că este născut în octombrie, perioadă în care sunt programate de obicei meciuri internaționale. Cristi Pustai a mărturisit însă că și zilele festive petrecute alături de elevii săi au farmecul lor. Condiționate de ceva? Nu. Sunt momente frumoase. Un pahar de vin am băut aseară, ca să avem timp până sâmbătă să ne iasă. Deci nu o să facem mare sărbătoare. Când o fi timpul și ne adunăm cu toți, atunci putem sărbători pe toți și să sărbătorim ceva legat și de fotbal. Atunci ar fi frumos. Nu prea, ziua mea cam se nimerește în octombrie să cam joacă pentru naționale și cam tot în perioada din asta am prins. Dar am avut timp să fac și câte o petrecere și cu ceilalți, cu stafful. Născut pe 12 octombrie 1967, Cristi Pustai a mai antrenat Gazmetan Mediaș, Pandurii, Târgu Jiu, ASEA Târgu Mureș, Rapid, FC Botoșan și Dunărea Călăraș. A semnat pentru FC Buzău în luna iulie, reușind să rezolve rapid o ecuație dificilă, aceea unei echipe aproape reformate și în care nu credea mai nimeni.